bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Am revenit la o invitată mai veche de noastră de la CT News TV, pentru că avem nevoie să dezvoltăm puțin subiectele care au stârnit atâta interes în ultima săptămână și ceva de când a fost publicată ultima emisiune, și vorbim din nou cu această dată cu doamna Virginia Uzun, candidatul PSD la primăria Eforiei. Bine v-am regăsit! Bun, mă bucur că ați revenit și mă bucur că ați revenit pentru că oamenii am văzut tot felul de reacții și în Eforie și în Constanța și așa mai departe. Sunt reacții în general pozitive și asta mi-a plăcut, dar oamenii vor să știe mai multe. Vor să știe mai multe și despre programul dumneavoastră și despre ceea ce am amintit noi că vom discuta în această emisiune, și anume relația cu Consiliul Județean. Candidatul PSD la Consiliul Județean este domnul Felix Troie, actual director general al Raja, SC Raja ESA, compania de apă și canalizare din județul Constanța. Și de ce vă întreb asta? Pentru că știu că în Eforie sunt niște probleme, probleme legate de felul în care funcționează rețeaua de apă și canalizare. Îmi spuneați înainte de emisiune că acolo este un nod al rețelelor din județul Constanța și cu toate că ar trebui să fie bine și bine dezvoltate și așa mai departe, oamenii totuși se tem că la o ploaie mai zdravănă pot avea probleme. Care e de fapt situația acolo? Nu se tem că pot avea probleme. Au probleme și la o ploaie mai ușoară. Serios? Că sunt, din păcate, străzi pe care, din cauza lipsei canalizării sau a canalizărilor insuficient capacitate, ies dejecții pe stradă care ulterior ajung în curțile oamenilor. Adică, aruncați cumva vina pisica în ograda Raja. Nu, nici de cum. Nici de cum. Astea sunt proiecte... Proiecte mari de infrastructură care odată și odată trebuie să se realizeze, pentru că Eforia de acum 30 de ani nu mai este Eforia din 2020. Acum între vorbim timp... de politică și administrație, domnul Stroie fiind președintele PSD Constanța, odată ce câștigați la Eforie, puteți să-i spuneți: domnul Stroie, am nevoie să faceți ceva aici, credeți că îl veți determina să rezolve problema asta cu prioritate față de altele de prin județ? Domnul Stroie a tras foarte multe fonduri europene pentru asta Raja este. Și a dezvoltat foarte multe localități din județ și nu numai. În proiectele dumnealui dorește acum atragerea a 2 miliarde de euro. De altfel, domnul Stroie n-a uitat Eforie nici în acești 4 ani, chiar dacă primăria din Eforie nu a fost bine administrată sau nu a fost o primărie de aceeași culoare politică. Pentru că chiar vorbeam cu un domn pe stradă și îmi spunea: să știți că dacă arde casa vecinului, eu sar să-l ajut. Așa ar trebui să sară și PSD-ul să ajute în pandemie guvernul PNL. Numai că asocierea nu este tocmai onorabilă, pentru că PSD-ul nu are loc sub nicio formă, oricâte demersuri a făcut în acest sens, dată fiind și ultima moțiune. Dar revenind la oile noastre din județ și la canalizările și la rețeaua noastră de apă, să știți că Raja are un proiect început de acum 2 ani de zile, este în stadiu de studii de fezabilitate și de analize pentru extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare pentru apă menajeră și pluvială din Eforie. S-a construit foarte mult și mă gândesc că s-a construit foarte mult și evident că este subdimensionată rețeaua. Și nu numai, să știți că nu numai utilitățile legate de apă, pentru că știți cum e. Dacă domnul Stroie reprezintă și este președinte PSD, de ce să nu vorbim doar despre apă? Deși apa în județul Constanța, așa cum a spus și dumnealui în repetate rânduri, este... Prețul apei este cât un litru de apă plată pe care îl cumpărăm de la market. Un metru cub de apă este cât prețul unui litru de apă de la market, de la supermarket. Și ne plângem în condițiile în care știm bine cu toții că sunt multe alte cheltuieli pe lucruri pe care n-ar trebui să le utilizăm. Apropo de ce discutam în emisiunea trecută, cu faptul că Eforie este un șantier, nu vă temeți că dacă începeți aceste proiecte legate de apă și canalizare, toate străzile vor redeveni un șantier, pentru că automat atunci când faci canalizarea e dacă să mi-aduc bine aminte din emisiunea trecută, v-am spus că un bun strateg și un bun organizator nu va face niciodată un șantier interminabil dintr-un oraș, deci sau din propria de casă. De a le face mai repede. De a le face mai repede și de a le face organizat. Deci uh-huh. Se pot împărți pe zone
orașul va fi împărțit pe zone și va fi execuția acestor lucrări va fi făcută de la cap la coadă pentru toate utilitățile, după aceea asfaltare, trotuare și tot ceea ce și iluminat, pentru că este extrem de important. E unul dintre proiectele importante pentru oraș. Orașul Eforie are un sistem de iluminat foarte vechi și am vrea să fim și noi. Acum așa. Sunt iluminat care e mai ieftin cu LED. Care este mai ieftin și nu numai că este mai ieftin, dar care e vorba de acel iluminat inteligent programabil și care ne spune atunci când e ceva defect să nu mai trebuiască să intervină oamenii sau să... Am înțeles. Apropo de... Să simtă lipsa becurilor cu lunile. De partea asta de politică, care ați simțit că este, relația noastră cu PSD la nivel județean, poate chiar național, și relația cu domnul Stroie? Cum vedeți tot acest lucru? Acum vedeți dumneavoastră relația PSD la nivel... Când trecem de granițele județului, este atributul domnului Stroie și îl las cu toată căldura să se ocupe dumnealui. În ceea ce privește relația noastră aici, în interiorul județului, să știți că domnul Stroie are o relație foarte bună cu orice om care vrea să facă treabă. S-a înconjurat de oameni foarte capabili și de oameni care sunt extrem de vigilenți și fiecare dintre ei responsabil pentru ceea ce credeți că au de făcut. Această relație bună pe care o aveți vă va ajuta mai departe? Sau în ce sens ar putea să beneficieze oamenii din Eforie de această relație bună? Păi să știți că în pliantul pe care îl avem comun, am vorbit cu dumnealui și avem acest proiect de extindere și modernizare a rețelei de apă și canalizare, așa cum v-am spus și mai devreme. Avem un proiect pentru șoseaua ocolitoare, dar dumnealui are un proiect mai mare și mai bun decât atât. În cazul... Unde ar putea să fie această șoseaua? Există, este proiectată de la 23 august, ea ajunge până la și să meargă pe unde? Autostradă. Pe lângă Blac? Sau pe unde să meargă? Pe dincolo de Techirghiol. Ah, am înțeles. Da. Există, este proiect deja realizat la aceste șosele. Știe ce dezastru este pe timp de vară cu traficul către sudul litoralului și din păcate totul trece prin Eforie, între cele două Eforii sunt mereu blocaje, chiar și în Eforie Nord pe acea, variantă sau... Categoric, multe accidente, oamenii sunt, gândiți-vă că sunt locuitori și pe partea lacului și acei oameni trebuie să ajungă oriunde, oricum ar vrea să ajungă la mare sau la școală sau la vreun magazin și se află pe partea opusă a șoselei naționale, a drumului european, de altfel. Își pun viețile în pericol. Își pun viețile în pericol, da. În mare majoritate există o linie dublă continuă, nici nu se poate pune problema să întoarcă decât în două dintre intrările care sunt, una la intrare în Eforie Sud și una la ieșire din Eforie Sud. Veniți de la Serviciul Public de Impozite și Taxe din Constanța. Asta nu înseamnă că nu putem să facem giratorii și pasarele, chiar dacă vin de acolo. Bineînțeles. Și aș vrea să vă întreb, ce fel de primar veți fi la Eforie? Cum vă vedeți ca și primar? Un primar altfel, așa cum am fost și un altfel de funcționar public. Chiar de altfel am și scris printre mesajele pe care le am către locuitorii orașului. Dacă am reușit să revoluționez o instituție publică, să o fac să nu mai arate ca o instituție publică și să fie la îndemâna oamenilor și să fie prietenoasă, să nu mai dezbine oamenii după oameni bogați și oameni săraci, să nu mai facă să se simtă neputincioși pentru că nu-l cunosc pe director sau pe vreun șef de serviciu, să-i fac să le fie drag și să vorbească despre noi. Să știți că despre noi nu se vorbește doar în Constanța și când interacționează oamenii cu alte instituții din Constanța, ci se vorbește în toată țara. E o instituție certificată, repetat, de-a lungul anilor de către TÜV Thüringen din Austria. Și nu numai instituția, ci asta și noi am fost certificați și da, modul de lucru. Îmi plăcea să văd, am vorbit și în emisiunea trecută despre faptul că totul este online, dar poți să vezi pe site-ul Speed, poți să vezi camere video care transmit în direct imagini de la ghișee și poți să vezi că în timpul zilei nu este nimeni acolo. Asta spune că lumea se folosește de toate aceste servicii online, dar dacă vrei totuși să te duci la ghișeu, poți să vezi dacă este sau nu aglomerat și să alegi un moment al zilei în care nu e aglomerat. În care nu este atât de aglomerat. Da, așa este. Am făcut, cu mult timp în urmă a fost făcut acest serviciu, tocmai pentru că încă era o oarecare aglomerare până la implementarea totală a serviciilor online, pentru că ele au fost etapizate. Primul, chiar în afară de plata online care a fost prima, următorul serviciu online a fost certificatul fiscal, obținerea certificatului de punere și obținere.
Da, printre... Toate chestiile astea, scuze că vă întreb, mă gândesc la un lucru. Toate chestiile astea sunt făcute și foarte apreciate de tineri. Și atunci mă gândesc, cum puteți să translatați cumva chestia asta și cu ce proiecte vă gândiți să veniți pentru tinerii din Eforie? Să știți că sunt foarte mulți tineri care au venit alături de noi, tocmai pentru că le-am spus că sunt orașe în România în care administrația a aplicat alături de ei pentru obținerea de fonduri de tip startup, pentru a-și face activități de tip startup. Dacă acum suntem într-o euforie în care se blochează o banală autorizație de funcționare pentru o nenorocită de tarabă, deci gândiți-vă că vreau să plecăm de la acest nimic și să ajungem la ceva ce pot dezvolta și poate funcționa pe tot parcursul anului. Avem copii foarte deștepți. Am cunoscut unul dintre ei în periplul meu cu caravana. Este un băiat care face parte dintr-o echipă premiată. Au luat locul întâi când Liceul Mircea din Constanța a luat locul 2 sau 3. Deci vă dați seama că avem nu numai copii de valoare, avem și tineri de valoare pe care vreau să-i ajutăm să crească, să se regăsească în oraș, să-și poată face laboratoare de informatică, de robotică, să-și poată face locuri în care să atragă alți tineri din alte localități limitrofe. Nu să ajungem să fim nevoiți să ne căutăm orice, pentru orice nimic. De la... vă dau un exemplu minor. De la un vaccin pentru un animal de companie până la orice altceva, să trebuiască să mergem și să găsim culmea ori în Tuzla, ori în Cumpăna, ori în Constanța. În comunele, mai decât în orașul de care trăiești. Da, pentru că vorbeam de tineri, de exemplu, comuna Cumpăna a făcut demersuri de-a lungul anilor și a atras aproape 6.000 de locuitori. Doamne, are mai mulți locuitori decât Eforie în prezent. Da. Adică e mai oraș decât Eforie. Și asta pentru că a dat locuri de casă pentru tineri, locuințe pentru tineri. Există locuri casă în Eforie? Există locuri de casă în Eforie, dar care nu ajung la tineri. V-am văzut la lansarea campaniei. Să știți că am întâlnit un singur tânăr care mi-a spus că a primit loc de casă de când e domnul primar aici. Deci există măcar o persoană. Există măcar o persoană, cu niște blocuri neterminate. Despre ce da, despre ele voiam să aduc aminte, pentru că proiectul inițial cuprindea 4 blocuri identice. Sunt niște locuințe ANL, da? Da, în total 250 de apartamente. Ele au rămas în paragină. Motivația primarului către cei care au făcut cerere a fost că sunt probleme la fundația blocurilor, ceea ce nu este adevărat. Aceste blocuri nu au mai primit finanțare pentru că ultimii bani care au fost alocați pentru finalizarea lor au fost cheltuiți în alte scopuri. Deci ca atare în mandatul, la finalul anului 2016, blocurile arătau mai bine decât arată acum, evident, pentru că între timp a intervenit și degradarea, au mai fost furate chestii de prin ele. Înțeleg de la cei care le-au vizitat la momentul respectiv că erau apartamente care aveau inclusiv parchet. Deci sunt nu numai aceste blocuri, aceste două blocuri și celelalte două blocuri care trebuie construite, sunt doar unul dintre proiectele care pot fi făcute pentru acești oameni. Și nu numai tineri, că sunt și oameni care muncesc în Eforie și care trăiesc cu câte 5-6 copii în 20 de metri pătrați. Cu siguranță tinerii au aceste nevoi, dar sunt convins că și persoanele de vârstă 3 au probleme în Eforie. Și aș vrea să intrăm puțin și în, la ce vă gândiți să faceți pentru nevoile oamenilor de vârstă 3. Una dintre acuzațiile aduse PSD-ului este că PSD-ul dă pomene electorale. Și pentru că vorbim de ceea ce simt eu raportat la administrație în general, la oameni și la partid, vreau să vă spun că niciodată nu voi fi de acord ca cineva să primească vreun ajutor pe care să nu-l merite. Sunt mame cu copii cu probleme, cu probleme de autism, cu probleme cu dizabilități. Sunt bătrâni care sunt în situația de a nu se putea deplasa, deși sunt de ani de zile din orașul Eforie, acolo s-au născut, acolo au crescut, au câte 90 de ani și nu mai sunt în stare să se ducă să facă niște băi de nămol, pentru că nu are cine să-i transporte. Deci plecând de la nevoile fiecărei categorii în parte, trebuie să fim cu mare băgare de seamă
că dacă alte localități și dacă există legislație de ani de zile care susține proiectele acestor localități despre care vorbim, în care bătrânii au asigurat un trai decent prin asigurarea unor tichete de sănătate, prin asigurarea unor tichete de masă. Noi am gândit că ar trebui să facem de ziua pensionarului o sumă pentru pensionarii cu pensii foarte mici, că sunt oameni care au pensii foarte mici pe care abia le pot administra pentru a-și cumpăra mâncarea de toate zilele, să le oferim, acum analizând bugetul așa cum este el, o sumă de 1000 de lei pe an cu această ocazie. Sunt oameni care au împlinit 50 de ani de căsătorie sau, cum vă spuneam, unii dintre ei, am cunoscut pe cineva care avea 103 ani de viață, adică acești oameni nu sunt răsplătiți pentru ceea ce au muncit și cu ce au contribuit în localitatea respectivă. Și ca să confirm ceea ce a spus, nu este o idee de pomană electorală până la urmă, pentru că am văzut astfel de idei pentru seniorii care au împlinit o anumită vârstă de căsătorie sau o anumită vârstă ei și la Megidia, unde este un primar PNL, am văzut la Seimeni, unde era un primar independent, acum cred că este într-un partid, domnul primar de acolo, adică nu ține numai grija, de PSD. Grija ține pentru oameni nu trebuie să aibă culoare politică. Atât timp cât există legislație specială pentru cazurile sociale, noi trebuie să avem mare grijă de acești oameni. Gândiți-vă că, pe lângă faptul că noi avem un oraș care este îmbătrânit, din motive pe care poate le-am mai discutat citeam și cu altă ocazie. Citeam undeva un studiu că a crescut foarte mult vârsta medie a oamenilor din eforie, undeva la peste 55 de ani. Da, și este... atunci, cum puteți să... Nu să stopați, că până la urmă oamenii inevitabil îmbătrânesc, dar să aduceți oamenii și să-i păstrați pe tineri acolo în eforie. Cum puteți să faceți spun, asta? Dacă oamenii cu familii, cu copii mici, ar avea o policlinică cu program permanent, cum a avut cândva, nu există așa ceva în eforie? Deci noi nu putem să facem o injecție unui copil sau o perfuzie, nu există așa ceva. Dacă noi am avea, de exemplu, că vorbeam la un moment dat de o dezvoltare echilibrată între eforii. În Eforie Sud nu există un supermarket. Deci, de ce credeți că lipsește un supermarket de acolo? Există în Tuzla, oamenii din Eforie Sud merg în Tuzla sau în Eforie Nord la supermarketul de acolo. De ce credeți că... În Eforie Nord există două. Deci oamenii cer atât de puțin că asta a ajuns să fie descumpănitor, adică să vorbim doar de a ne asigura o existență mediocră și să spunem ce am câștigat. Avem un magazin și are cine să ne facă și nouă injecție. Dar e ca într-un sat până la urmă. Adică dacă e mai rău decât un sat, sub... pentru că eu știu sate mult mai dezvoltate decât orașul nostru, din păcate. Am vorbit de cele două categorii de vârstă, tineri și bătrâni, dar sunt convins că aveți și proiecte care au adresabilitate mai largă pentru restul populației, poate pentru o persoană la 40 de ani, o persoană care are și 2-3 copii, o persoană care este antreprenor. Nu știu, cum vă gândiți să vă adresați lor? Dacă oamenii vor fi stimulați, să știți că într-un oraș care arată bine și într-un oraș în care, de altfel, intenționez să diminuăm impozitele și taxele locale până la limita legală, pentru că știți, codul fiscal e cel care reglementează limitele legale de la cea mai mică până la cea mai mare marjă la care se poate ajunge, orașul Eforie nu este în situația în care să plătească impozite și taxe mai mari decât limita legală din acest moment a codului fiscal. În momentul în care tu oferi facilități fiscale, ai o deschidere către toți investitorii care până acum au fost blocați, dacă orice fel de autorizație sau orice fel de deschidere de afacere a necesitat luni în șir sau ani în șir de stat la primărie fără niciun răspuns, aveți răspunsul. Noi nu avem locuri de muncă. Oamenii ăștia, în marea lor majoritate, cei care au studii superioare sau studii medii, lucrează în afara localității. Este fezabilă ideea unui, nu știu, parc industrial, a unor zone în care să se dezvolte poate firme de IT sau, eu știu, treburi de genul ăsta care să aducă un alt suflet orașului? Să știți că sunt fezabile orice fel de idei care ar putea să crească valoarea orașului. Am gândit că pe timpul sezonului, acest sezon care a ajuns să fie de 2 luni de zile, el trebuie extins de la 1 mai până la 30 septembrie pe categorii de vârstă, făcându-l atractiv. Adică orașul, dacă nu are locuri de distracție, nu are festivaluri, nu are teatru, noi nu mai avem... îmi povestea că cineva a mers aseară în Olimp, acum când vorbim noi, și încă este deschis Olimpul și are spectacole.
Există totuși noi nu avem restaurante, ceva neforie, mai există două grădini de vară, apropo de dimensionarea corectă a orașului. În fiecare oraș noi vrem să facem câte o clădire supraterană și subterană pentru parcări. În primul rând pentru turiști în timpul sezonului estival, pentru că devin necirculate străzile. Există nevoia de două piețe agroalimentare pe care am zis că ar trebui să le facem cu acoperișuri retractabile. Una în nord și una în sud. De asemenea, orice proiect în care vom investi va fi în egală măsură pentru Eforie Sud cât și pentru Eforie Nord. Este nevoie de o altfel de urbanizare, este nevoie de o schimbare a feței orașului, e nevoie de o curățire a imaginii orașului ca el să atragă altfel de turiști, pentru că iarăși una din plângerile oamenilor este că turiștii care vin se poartă foarte urât în marea lor majoritate, pentru că sunt și turiști de calitate, dar sunt turiști care caută alt fel de locuri de cazare aceia de calitate. Deci cu siguranță că Eforie este un oraș care ar putea să întreacă toate stațiunile de pe malul Mării Negre, dat fiind că, să ne aducem aminte că este prima stațiune, primul spa de pe malul Mării Negre. Adică să-i redăm valoarea pe care a avut-o atunci când Movilă, vorbind de partea asta de turism, e nevoie cu siguranță și deschiderea. E nevoie cu siguranță de o mai bună promovare turistică. Cum vă gândiți să mergeți și să promovați mai bine Eforie în România și de ce nu în afara țării? Da, trebuie promovată nu numai în România. Avem nevoie de turiști în egală măsură și din străinătate. Și mă gândisem la un moment dat să facem un Eforie Booking, ceva în genul bookingului internațional, tocmai pentru că și unde fără taxe pentru oamenii din Eforie, astfel încât ei să poată să-și promoveze permanent locurile de cazare și să fie antrenați să fie mai buni decât ceilalți. Adică trebuie să existe un sistem concurențial între ei și ei să se inspire de unii de la ceilalți, dar nu în sensul în care se inspiră acum și își fură afacerile unul altuia. Aveți acolo o grămadă de, eu știu, interese, dacă le putem spune așa, din punct de vedere turistic. Sunt oameni de afaceri care au dezvoltat afaceri în sensul acesta. Puteți să-i aduceți la un loc pe toți la aceeași masă? Da, eu mi-aș dori să-i aduc la un loc și să le explic că existând mai mulți oameni de afaceri de valoarea dumnealor nu ar face decât să crească stațiunea, nici de cum să o sufoce. Cum la un moment dat am auzit că atunci când s-a ridicat unul din spaurile din Eforie Nord, au fost închise alte locuri care funcționau și că numai acolo pot funcționa tratamentele cu nămol și nicăieri în altă parte. Adică genul ăsta de gândire meschină și limitată a închis orașul. Eforia arată cum arată pentru că sunt câțiva care cred că doar ei pot funcționa cu 4-5 stele și restul trebuie să moară. De aici puteți să luați o lecție foarte bună din Delta Dunării, unde în ultimii ani numărul turiștilor a crescut exponențial. Asociația Delta Dunării, condusă de domnul Cătălin Țibuleac, s-a mișcat foarte bine, nu știu dacă ați auzit de dânsul, dar a reușit să aducă și Consiliul Județean, primării din diferite localități și mai ales privații la aceeași masă să-i facă să lucreze împreună la promovarea Deltei. Și asta a făcut ca Delta să ajungă la o creștere an după an de, nu știu, a fost 30-40% creștere în primul an, după aia încă și mai mult. Anul ăsta nu au scăzut, cu toate că a fost pandemie, ci au rămas cumva la același nivel, ceea ce este foarte de apreciat. Este foarte de apreciat, da. Da. Pentru că și în Eforie au rămas la același nivel ca anul trecut, doar pensiunile sau hotelurile de 4-5 stele. Și restul? Ceilalți au avut pierderi foarte mari, sub 40% au avut încasările de anul trecut și a fost o migrație către Olimp care a fost restartat. A început să crească, da. Da. Bun, vreau să mai intrăm într-un subiect și anume acela al simbolisticii, ca să zic așa, pe care ați folosit în această campanie. Am văzut un semn cu trei degete, dacă nu greșesc așa. Da, da, da. Ce înseamnă acel semn? De unde vine și ce înseamnă, de fapt? Da, am gândit că ar trebui să... A fost practic, au venit una după cealaltă. Am plecat de la mesajul campaniei, care este nouă, ne pasă de Eforie. După ce el a arătat scris așa cum se scrie nouă, nouă cifra nouă, adică? Nu, după aceea am gândit că poate fi scris într-un hashtag cu cifra nouă. Și după ce am
gândi cele 9 domenii principale de dezvoltare în care ar trebui să acționăm în mandatul imediat următor. Ne-am gândit că, dată fiind căderea orașului, trebuie să nu depășim mai mult decât 3 proiecte importante pe fiecare acest domeniu de dezvoltare echilibrată între localități. Și de aici vin aceste 3 degete, da. Pentru fiecare domeniu de dezvoltare, câte 3 proiecte importante. Câte proiecte ar fi în total? Sau câte domenii de dezvoltare și câte sunt proiecte? Sunt 9 domenii de dezvoltare, pentru că 9 ne pasă de euforie, da. Și nu, 9 ori 3. Bun, da. Aveți o grămadă de proiecte, înseamnă. Da, sunt chestiuni care se pot face foarte repede. În momentul în care te apuci de treabă, ești hotărât și vrei să faci, să știți că nimic din ceea ce am scris noi nu este de nefăcut. Mare parte dintre ele se pot face în primii 2 ani de activitate. Ceea ce m-a surprins a fost că ați făcut o campanie electorală, m-a surprins în mod plăcut, ați făcut o campanie electorală în stilul clasic, ați mers din poartă în poartă, ați discutat cu oamenii, ați încercat să vă apropiați de ei, să le explicați și așa mai departe. Și aș vrea să vă întreb, știu că am discutat și în emisiunea trecută, dar aș vrea să vă întreb reacția lor față de ideea de a avea o doamnă primar, care a fost? Foarte bună! Foarte bună! Principalul motiv pentru care am mers din poartă în poartă a fost că am vrut să cunosc oamenii, am vrut să văd dacă oamenii aceștia din eforie sunt așa de neînțeles sau așa de dificil sau așa de mi-au fost descriși într-o imagine care nu-i favorizează. Și atunci am zis că singura soluție ca eu să văd cum sunt oamenii din eforie este să merg din poartă în poartă, să-i cunosc și să mă cunoască și să schimbăm câteva vorbe și să-i ascult, să văd cum percep ei realitatea. Păi, cred că am mai vorbit. Principalele lucruri pe care... Adică sunt mai degrabă pe care vreau să faceți asta, reclamă, doamnă primar, vreau nu, să... Nu, haideți să vă spun așa ceva de suflet. Înainte de faptul că știm că nu avem curățenie și că nu mai vrem să trăim în mizerie, că nu mai vrem să trăim în gropi, că nu mai vrem să trăim fără șosele, că vrem să avem trotuare, că vrem să avem altă perspectivă a orașului, alt nivel de dezvoltare. Deci, în afară de toate acestea, în afară de faptul că oamenii nu mai vor să trăiască, vor să schimbe. Oamenii nu vor să mai trăiască în frică, nu mai vor să fie terorizați, nu vor să mai stea într-un oraș în care să le fie frică să vorbim. Și am spus că aș vrea să vă spun ceva de suflet legat de ei. Cea mai mare tristețe este că își pierd încrederea. Și iarăși o altă tristețe la fel încrederea de grea în, ce anume? În autorități, în omul care vine în fața lor. De multe ori dialogul cu ei a început, ați venit să ne promiteți, n-am venit să vă promit nimic, am venit să vă ascult, am venit să vorbim, am venit să ne cunoaștem, am venit să ne zâmbim. Și atunci oamenii zâmbesc, se deschid și vorbesc. Pentru că asta e realitatea. Unul dintre oamenii vechi ai orașului, un domn, cred că avea vreo 70 de ani, mi-a spus că să știți că cel mai mult îmi doresc să începem să ne zâmbim iarăși unii celorlalți. Frumos spus. Deci a fost primul lucru pe care mi l-a spus. Nu ne mai întâlnim cum ne întâlneam în parcuri. În parcul de exemplu, în parcul din Eforie Sud, unde este teatrul de vară, îmi spunea o doamnă pe care am găsit-o acolo pe bancă, zice, doamnă, aici au ajuns să stea toți drogații, toate mizeriile orașului, stau câini, nu se pot apropia copiii. Am trăit în tinerețea mea în acest parc plin de turiști străini și români. Am trăit printre vecinii mei cu care mă întâlneam aici și ne bucuram unii de ceilalți. Am fost la spectacole, erau viață efervescentă, erau parcurile pline de oameni. Unde sunt acele vremuri? Chiar atât de răi suntem unii cu ceilalți? Nu. Pentru că v-am spus, am mers din poartă în poartă. Oamenii sunt în regulă. Oamenii sunt oameni buni, oameni curați, oameni gospodari, oameni care se străduiesc să supraviețuiască. Chiar așa trebuie să-i omorâm clipă de clipă și să nu-i mai lăsăm ultima picătură de viață să le-o stoarcem. Cu siguranță nu. E trist. Sunt oamenii încrezători că dacă se schimbă ceva în oraș, ei vor putea să iasă din nou pe stradă? Adică cu ce poate schimbarea unui primar să modifice modul de gândire al tuturor, ca să zic așa? Dar să știți că modul de gândire nu este acesta.
ca oamenii să stea izolați în case. Oamenii nu mai au ce să vadă, stau în casă pentru că nu vor să intre și în depresie. Dacă le creați oportunități. Cu siguranță că dacă vor avea oportunități, dacă vor avea un alt stil de viață, un alt mediu în care să-și deruleze zilele, oamenii încep să deschidă ușor, ușor ușița, fereastra. O să vină unii către ceilalți. Să nu se mai urască pentru canalizarea care i-a astupat-o cu un dob, nu știu care, vecin, care traversa curtea și care... Am înțeles. O să vezi de lucru mult acolo, cu siguranță. Da, dar îmi plac oamenii, iubesc să lucrez cu ei și cu siguranță că vom fi o comunitate unită în sfârșit. Că, de fapt, asta este cea mai mare problemă. Vreau la final, din nou, am făcut acest exercițiu de sinceritate și în emisiunea trecută și aș vrea să vă uitați la cameră și să le spuneți oamenilor care este, eu știu, dacă ar fi să aleagă un motiv pentru care în 27 septembrie să pună ștampila pe numele dumneavoastră, care ar fi acel motiv? Mi-aș dori să ne gândim bine înainte să ne vindem viețile noastre, ale copiilor noștri, ale părinților noștri, pe un mic, pe o bere sau pe promisiuni mincinoase pe care de-a lungul anilor ați văzut unde ne-au adus. Mi-aș dori să aveți încredere în mine, pentru că am demonstrat de-a lungul anilor că mi-a plăcut să bucur viețile oamenilor și mi-a plăcut să fac ca lucrurile să funcționeze pentru oameni și cu siguranță și de asta dată voi lupta pentru dumneavoastră și voi reuși să fac din Eforie orașul, măcar orașul de care mi-ați vorbit în atâtea rânduri. Mult succes! Veți avea mult de lucru acolo. Și eu vă doresc succes și în alegeri și pe mai departe dacă oamenii decid că sunteți cea mai potrivită pentru această funcție. Mulțumesc! Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și noi asta că ne-ați urmărit. A fost o emisiune în care am vorbit așa mai de la om la om, de la suflet la suflet. Ați văzut care sunt și aspirațiile, nu doar proiectele sau promisiunile unui om care vrea să ajungă la cârmă orașului Eforie. Eu vă doresc să alegeți așa cum vă spune inima și să vă gândiți foarte bine la oamenii pe care vreți să-i aveți la cârma orașului sau comunei în care locuiți pentru următorii 4 ani. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!